Uzina de fibre sintetice Săvinești. În preajma aniversării Republicii, uzina oferă, odată cu realizările curente de producție, exemple semnificative de inițiativă creatoare. Un nou sortiment de fibră acrilică, denumit Melana tip covor. În minifilatura atelierului Tehnicum, din cadrul serviciului de cercetări, fibrele dau un permanent examen de perfecționare. Proprietățile multiple ale noilor fibre, verificate îndelung în ceea ce privește comportarea lor la filare, vopsire și țesere, permit un pronostic cert. În anul 1973, primele covoare din fibră Melana vor poposi în apartamentele noastre. Imagini filmate pe Valea Uzului cu numai 6 ani în urmă, pe locurile în care urma să se înalțe un baraj de mari proporții. Confruntarea la zi confirmă dimensiunile unei munci pentru care harnicii constructori merită toată admirația. Barajul, o dată și jumătate mai mare decât cel de la Vidraru Argeș, are 530 de metri lungime și 85 înălțime. El va permite formarea unui lac de acumulare cu un volum de circa 100 milioane metri cub de apă. Și, fapt remarcabil, monumentala construcție va fi terminată cu un an mai devreme față de termenul inițial planificat.